Bine v-am regăsit și de această dată la rugăciune. Ne bucurăm că ne sunteți alături în acest demers de a ne ruga pentru lumea musulmană. Iată că în această perioadă a Ramadanului, acum în a noua zi, împreună cu Narcis Vlașin, ne rugăm pentru o țară în care ai locuit, Narcis. Da, într-adevăr, Kirghizistanul este o țară care mi-e dragă și aș putea vorbi ore întregi de diferite aspecte ale ei. Astăzi ne axăm asupra unui joc de copii. Pe care îl vezi... Și tu ai câțiva copii. Da, pe care îl vezi că îl joacă copiii pe stradă. Cum era la noi Mâța Prinsa sau era... Cum era aia Rațele cu... Jurnătoare. Da, săritul... Școala. Cu școala, așa. Dar ei au un joc, un fel de bowling, am zice noi, da? Niște obiecte făcute din oase, de că sunt foarte rezistente, din femurul oilor, care le întind, trag o linie, da, pe pământ, le întind pe aceasta și cu un alt os de acesta îl aruncă să vadă câte dintre ele pot doborâ dintr-o singură aruncare. E un joc care este popular în zona respectivă și îl joacă mulți. Dar oricare ar fi jocul, ideea este că sunt tot mai mulți copii și tot mai mulți musulmani în Kirghizistan care se nasc și mor și niciodată n-au șansă să audă despre Hristos. Chiar dacă s-au făcut progrese semnificative în acești 20-30 de ani de când au căpătat independența, avem probabil undeva la peste 10.000 de creștini evanghelici în Kirghizistan, ceea ce este foarte bine. Bine, am zice noi. Față de ce a fost, de ce a fost când puteai să-i numeri pe degete. Acum sunt mulți, dar totuși este nevoie de și mai mult. O țară foarte întinsă. E o țară care e greu de răzbătut și geografic. 97% din teritoriul țării se află la peste 3.000 de metri altitudine. Sunt foarte multe grupuri de acestea de, am zice noi, nomazi, da? Care merg păstori cu oile și cu, nu doar cu oile, cu vitele, cu cai, pe dealurile și pe munți, de primăvara până toamna târziu, locuiesc în iurtă. Dar avem frați și surori care au venit din America și au învățat să meargă câte o săptămână să locuiască în iurta respectivă. Cort. În cortul respectiv și să le spună oamenilor despre Hristos fără să-i pună să citească ceva, că oamenii aceștia s-ar putea să nu știe să citească. Și au folosit metoda orală, un fel de miorița, cum au și ei o baladă care de fapt este, să zic, eroul național al kirghizilor. Da, și au intrat pe filiera și pe gândirea lor încercând să le spună Evanghelia și în multe cazuri și în unele cazuri au avut succes. Noi putem să continuăm să ne rugăm pentru Kirghizistan și pentru oamenii din Kirghizistan, o țară care n-ar rezista economic dacă n-ar fi Rusia și Kazahstanul lângă și China de partea cealaltă. Dar greu de administrat, sunt oameni care nu rezistă foarte mult un președinte. Nu știu dacă în ultimii 20 de ani a ieșit un președinte la pensie, cam toți au ieșit forțați afară din funcție. Revoluții peste revoluții, războaie interne, așa cum am pățit și noi acolo. Deci e o țară care nu e simplu, e o țară făcută, construită, să zic, sau formată artificial de către fosta Uniune Sovietică. Ea n-a existat ca și țară înainte. Există cazacii de un fel și cazacii de altfel, așa se numeau înainte kirghizii. Îmi amintesc că ne-am mers în Kirghizistan, dacă noi acum facem o călătorie geografică în diverse țări, îmi amintesc că parcă am făcut o călătorie în timp. Am simțit că parcă mă duc cu 500 de ani în urmă, pentru că era acest teritoriu al cailor și al pășunilor și lucruri departe de noi în lumea aceasta așa de tehnologizată. Și cu toate acestea, acești oameni sunt așa de departe de Hristos. Așa de mare este întunericul, pentru că nu au auzit. Îmi amintesc că am stat de vorbă acolo cu oameni care nu au auzit niciodată numele Iisus. Oamenii aceștia au nevoie de mântuire, au nevoie de un mântuitor, să-L cunoască într-un mod personal. Haideți să ne rugăm pentru ei. Tatăl nostru, ne rugăm pentru cârgâzi și uzbeci și tagici și turcmeni și kazaci și uiguri și așa de multe alte națiuni care locuiesc în această țară și care au nevoie să te cunoască pe tine ca singurul mântuitor. Mulți dintre ei nu vor face lucrul acesta până când nu va fi cineva
care să le spună și unii dintre ei vor auzi despre tine de la noi, cei din afara țării, dar ne rugăm pentru cei creștinii care sunt în interior și care pot mărturisi, te rugăm să o facă cu putere. Te rugăm să aduci o maturizare mai rapidă a fraților noștri care sunt în această zonă, să poată să aibă mai multă îndrăzneală în tare de mărturisi pe tine. Mulțumim pentru biserica care există, pentru oamenii care deja s-au întors la tine și te rugăm să nu oprești, ci dimpotrivă să înlesnești întărirea bisericii și răspândirea bisericii în Kirghistan. Amin. Amin. Speranța pentru astăzi vine tot din Cuvântul lui Dumnezeu, care spune: toți fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului și mare va fi propășirea fiilor tăi. Isaia 54:13. Avem speranță, Dumnezeu, avem speranță că cei creștini care sunt în Kirghistan vor înflori și vor fi mai mulți oameni care îl vor cunoaște pe Dumnezeu și mântuirea se va duce până la marginile pământului. Vă așteptăm și mâine la rugăciune pentru lumea musulmană.